Pentru că mașinile electrice încep să devină mainstream și le vezi din ce în ce mai des pe stradă, primim întrebări pe adresa redacțiilor legate de ele. Așa că astăzi ne-am adunat să răspundem la câteva dintre aceste întrebări. Sunt Mircea Meșter. Eu sunt Adrian Mitrea și împreună o să distrugem niște mituri despre mașinile electrice. Legat de mașinile electrice ține de faptul că n-avem unde să le alimentăm, că n-avem stații de încărcare. În realitate, de fapt, în România avem aproximativ 5.000 de stații și numărul ăsta crește în fiecare zi. Iar așa, de dragul experimentului, numărăm câte stații de încărcare avem de la București până la Timișoara și începem numărătoarea chiar din curtea de la Porsche, de la stațiile din spatele meu. Apropo de câte stații de încărcare avem, nu avem stații de încărcare, unde sunt stațiile de încărcare, până să le numărăm efectiv pe hartă, hai să vă spun ceva. De la București până la Timișoara, în 2024, cu o mașină sport de câteva sute bune de cai putere, trebuie să încarci o singură dată. Suntem la Sibiu, la mijlocul drumului, la niște stații care acum 3 luni nici măcar nu existau. Astăzi avem 180 de kW putere de încărcare pe această stație de lângă mine. 30 de minute și un prânz târziu. Mașina este încărcată. Practic am plecat la Timișoara, eu am 100%, Adi de lângă mine are 80%, pentru că trebuie să ajungem la Timișoara să vedem exact cum încarcă o stație foarte rapidă, ultra rapidă de 300 de kW. Înainte să vă arătăm cum se încarcă Taycan la o stație foarte puternică, că am terminat și numărătoarea stațiilor de la București până la Timișoara pe ruta Brașov-Sibiu și undeva pe la vreo 90 de locații în care am putea încărca mașina, locații rapide de încărcare, am pierdut numărătoarea. Deci, cu siguranță, sunt peste 90 de locuri în care poți să încarci o mașină electrică rapid de la București până la Timișoara pe ruta asta Brașov-Sibiu și din aceste peste 90 de locații, ne-am oprit în una singură. Am avut nevoie de o singură oprire de 30 de minute, putea să fie și mai scurtă, pentru a alimenta mașina pe ruta asta. Toate celelalte locații au fost folosite de altcineva sau libere. Puteți să faceți și voi exercițiul ăsta oricând, pe orice telefon, intrați pe plugshare.com sau downloadați aplicația Plugshare, cea care are toate stațiile de încărcare din România. Stațiile portocalii sunt stațiile rapide. Alegeți orice fel de rută, verificați, numărați, o să aveți surprize. Atunci când e vorba de electrice, cea mai importantă discuție este cea despre autonomie. Asta pentru că atunci când mașinile electrice au apărut pe piață, acum 11-13 ani, atunci am testat primele noastre mașini electrice, autonomia era modestă, 120 de km. Între timp însă mașinile electrice au ajuns la performanțe foarte, foarte bune din acest punct de vedere. De exemplu, astăzi conduc un Taycan de la București la Timișoara și pentru a vedea exact ce autonomie are mașina asta, o să mergem pe șosea prin Brașov către Sibiu până la Sibiu, iar de la Sibiu pe autostradă până la Timișoara, pentru a vedea cifrele de autonomie atât pe șosea, cât și pe autostradă. 311 km. Mai târziu am ajuns la Sibiu. Procentul din baterie rămas este de 44%, ceea ce înseamnă că am avut o autonomie reală pe șosea de peste 500 de km, dar detalii vă va da Adi, care a venit cu al doilea Taycan în același rid, pe același traseu. Am făcut 311 km de la București până la Sibiu via Brașov și în cazul mașinii mele autonomia mai este de încă 206 km. Deci 311 plus 206, 500, zi Mircea. 17. Ăla e. Practic Taycanul are autonomia oricărui model din gama Porsche, undeva la 500 de kilometri. Ce vrem să spunem este că de aici până la Timișoara vom avea autostradă, testul suprem. Hai să vedem cât consumă mașina acolo. Am ajuns de la 100% cu 47% practic la Timișoara, cu un consum de 21,5 kWh la 100 de kilometri, foarte, foarte apropiat de ceea ce Taycan consumă pe șosea.
Iar ăsta este un rezultat aparent surprinzător, pentru că de obicei electricele pe autostradă consumă mult mai mult decât pe șosea. În cazul Taycan e foarte apropiat, lucrurile sunt foarte apropiate, asta e un lucru bun. Dar ce e foarte, foarte interesant de știut este că am făcut 266 de kilometri cu puțin mai mult decât jumătate de baterie. Asta înseamnă autonomie de 500 de kilometri pe autostradă. 480, 90, 500. Este fabulos și asta ne arată o autonomie reală, repet, reală, astăzi, în România, în 25 iunie, pentru Taycan. Astea sunt cifrele, iar Adi vă va spune care sunt cifrele totale de la București până la Timișoara. Nici dacă voiam, nu vă pregăteam niște cifre așa de frumoase și de rotunde. De la București și până la Timișoara, 8 ore în cap, 8 ore de condus petrecute în mașină, 578 de kilometri pe ceas și un consum mediu de 19,8 kWh la 100 de kilometri, ceea ce înseamnă că mașina asta confirmă în regimul ăsta mixt, cum am mers noi, și drum național și autostradă, confirmă că poate să facă 500 de kilometri pe bune vara. Un alt mit e cel legat de garanția bateriei și a motoarelor versus durata de viață. Mai toți producătorii auto, inclusiv Porsche, dau garanție pentru tot ce înseamnă partea de voltaj înalt, baterie, motoare, invertoare, electricele de mare putere, 8 ani sau 160.000 de kilometri. Dar când garanția se termină, asta nu înseamnă că mașina sau bateria e bună de casat, pentru că în realitate durata de viață a bateriei e mult mai mare. Conform studiilor celor care au analizat problema asta și care analizează dezvoltarea bateriilor, există la fiecare constructor mare auto un birou de ingineri care se ocupă de testarea bateriilor, dezvoltarea bateriilor, dezvoltarea chimiei bateriilor. Oamenii ăștia ne spun că bateriile durează în jur de 20-25 de ani, au o durată de viață de 20-25 de ani. După aia? După aia există multe soluții. Există soluția reciclării, da? Adică fiecare dintre, sau cele mai multe dintre materialele care sunt în componența bateriei pot să fie reciclate local, adică acolo unde mașinile s-au cumpărat și s-au vândut, ceea ce înseamnă că sunt multe locuri de muncă care vor fi inventate, practic, în locuri în care nu existau până acum. 2. Bateriile pot să fie reutilizate, da? Cel așa numit second life. Deci nu o casezi din prima. După 8 ani sau după 25 de ani, te-ai dus și ai casat bateria, o folosești poate ca energie staționară pentru panouri fotovoltaice, nu? Exact, uite, e un exemplu foarte simplu. Imaginează-ți că avem 10 baterii de mașini de genul ăsta, care mai au 10% capacitate utilă fiecare, da? E, chestia asta poate să încarce o mașină electrică, acest bloc de baterii pus unul peste altul, poate să încarce o mașină electrică foarte repede, foarte fast, fără să ai nevoie de energie din rețea, ci din acel bloc de baterii. Ori dacă înmulțim aceste blocuri de baterii, așa numite second hand sau second life sau cum vrei tu să-i spui, da, ele pot să ducă la niște blocuri de baterii care pot să încarce multe mașini electrice fără a fi nevoie neapărat de energie luată din rețea într-un anumit moment. Cu alte cuvinte, ce zici tu e că idei și tehnologii avem pentru a scăpa de bateriile astea la un moment dat într-un mod sustenabil, dar momentan industria asta nu e dezvoltată pentru că nu e nevoie de ea. Mașinile toate sunt noi. Cam asta ar fi concluzia noastră. Mașinile acum sunt noi. Nu e nevoie să reciclăm bateriile, dar când va fi momentul, avem ce să facem cu ele. Cât de mult aștepți la încărcat atunci când ai nevoie de asta la o stație? E bine, Taycan este mașina de pe piața din România care încarcă cu cea mai mare putere, adică poate să tragă din stații până la 320 de kW în versiunea Taycan 2024 pe care am testat-o astăzi de la București până la Timișoara. Iar pentru a vedea în cât timp se traduce treaba asta, am ajuns la o stație de 300 de kW pe care o să o vedem acum în acțiune. Taycan arată permanent pe bord puterea de încărcare de la acel moment. Deci, practic, la acel procentaj de baterie, mașina îți spune exact cu cât se va putea încărca. În acest moment, eu am ajuns la stația asta din Timișoara de 300 de kW cu 22% baterie, iar mașina spune că se poate încărca cu 290 de kW. Hai să vedem! Am activat încărcarea la Taycan și mașina ajunge în doar 15 minute de la 30 un pic la sută până la 80%. Deci 15 minute, 50% din baterie. Gata!
Taycan a ajuns la 80% în mai puțin de 15 minute și a fost alimentat cu 60,5 kWh într-un sfert de oră. Încă de la apariția mașinilor electrice pe piață, discuția despre prețuri a primat. A fost una dintre priorități. Asta pentru că atunci când au apărut mașinile electrice, au fost, evident, ceva mai scumpe decât mașinile echivalente pe benzină. Dar că lucrurile s-au schimbat puțin între timp și asta nu neapărat pentru că s-au ieftinit sau s-au scumpit electricele, ci că mărimile s-au egalat. Iar acum, pentru a demonstra treaba asta, am intrat pe configuratorul Porsche, pentru că am venit până la Timișoara cu Taycan și vreau să configurăm niște mașini. Am zis să configurăm un Taycan bază și o Panamera bază, să vedem cum stăm. Și avem așa, fii atent, Taycan bază, 408 cai, Panamera. Eu am la Panamera de bază 353 de cai. Ok, hai să zicem 50 de cai acolo, 60 okay. Nu contează. 4,8 secunde am eu pentru 0-100 sprint. Eu am 5,3 secunde. Ok, deci a mea e ceva mai slabă puțin. Ok, da, evident. Așa. Preț 107.115 euro pentru Taycan, cu tot cu TVA. La mine e 113.581, adică e ceva mai scump. Deci e mai scumpă combustia. Da, adică combustia e ceva mai slabă ca performanțe și ca putere, dar e mai scumpă la preț. Hai să vedem o versiune echivalentă ceva mai sus, un 4S. Tu ai 4S acolo? Da, am un Taycan 4S, fii atent. Un Taycan 4S este, ca să le spun eu, Taycan 4S am venit până aici. Da, exact. Da, cu 4S am venit, spune-mi mai ales costă mașina pe care ai condus-o tu, fix asta e. Am impresia că astea două versiuni, deci 4S-urile, sunt identice la nivel de performanță. Păi hai să vedem. La Taycan 4S avem așa, 544 de cai putere. 4S e-hybrid, ca așa e la Panamera, nu este 4S și simplu, este un hybrid plug-in. Panamera 4S e-hybrid, 544 de cai putere. Deci la fel. Sprint 0-100, 3,7 secunde. 3,7 secunde, deci sunt ai cam găsit identice, paralele, impecabile. Preț. Taycan 4S, preț de bază pe configuratorul Porsche în România, 126.557 da, de euro. Ești cu vreo 17.000 de euro, mai puțin. Mai scump? Mai puțin la mai Taycan. Puțin? Da, okay. La mine este 143.480 pe un Panamera 4S e-hybrid. Da, asta ar fi o concluzie simplistă, mă rog, bazată pe ceea ce am văzut pe configuratorul Porsche. Doar că, din experiența pe care o am eu, în general, nu e o regulă neapărat, dar în general, în multe dintre cazuri, dacă îți configurezi o mașină electrică cu o anumită putere, găsești cam același preț ca la un model echivalent de la orice marcă pe combustie. Dar trebuie să fie puterea echivalentă. Exact. Adică nu poți să configurezi și dimensiunea mașinii. Exact. Absolut. Nu poți să configurezi o mașină electrică de 300 de cai putere și să o compari cu una de 150. Logic. Evident, da. Dar dacă tu reușești să găsești, că în unele cazuri în unele mărci nici nu găsești mașini exact. De aceeași putere, da. Dacă reușești să găsești mașini echivalente de același segment, cu motor termic, dar de aceeași putere. Aceeași putere, aceeași forma caroserie generală, să spunem. E cam la același preț. Mărimile s-au egalat. Cam asta, exact așa cum am discutat și că asta se poate verifica cam la orice marcă. Deci, cumva, sugestia ar fi pentru oricine vrea să facă teste, să intre pe configuratoare, în general, la Porsche sau la alte branduri, da, și să vadă ordinul de mărime. E o simplă comparație, adică nu e ca și cum, e public, totul e public. Da, exact. Unul dintre miturile legate de mașinile electrice ține de faptul că ele poluează mai mult decât cele termice atunci când sunt în fabricație. În realitate, de fapt, în momentul în care ajung în curtea showroom-ului, cum sunt aici, ele de fapt au o amprentă de emisii poluante aproximativ egală. Marea diferență ține de faptul că electricul, de aici încolo, merge pe zero. Evident, vorbim de emisii zero pe evacuare, chiar dacă un Porsche Taycan sau orice altă mașină electrică nu are în sine evacuare. Dar este foarte important de știut că emisiile sunt zero acolo unde contează, adică în aglomerările urbane, în orașe, în comune și sate. Noi trecem acum printr-o comună, iar emisiile mașinii astea sunt zero efectiv. Evident, acolo unde se produce curentul electric, acolo unde producția de energie electrică are loc, emisiile pot să fie zero sau nu, în funcție de sursa energiei electrice. România stă foarte bine din acest punct de vedere. La nivelul Uniunii Europene stăm undeva la medie, ceea ce înseamnă că încă emitem dioxid de carbon acolo unde energia electrică este produsă, dar stăm
bine la capitolul ăsta. Până la urmă, repet, e foarte important să scoatem emisiile din aglomerările urbane. Și nu e vorba doar de emisii de dioxid de carbon, ci și de poluare fonică, pentru că mașinile electrice, evident, sunt mult mai silențioase decât cele cu motoare termice. Unul dintre miturile legate de mașinile electrice este faptul că acestea se devalorizează foarte repede, din cauza sau datorită, depinde cum vrei, faptului că bateriile evoluează foarte repede, astfel că o mașină pe care o cumperi astăzi nu va valora la fel de mult peste 2, 3 sau 5 ani. Dar există o soluție la această problemă. De exemplu, alege o mașină care are o platformă tehnologică avansată, cum este noul Taycan. Arhitectura electrică de propulsie și de încărcare pentru Taycan este pe 800 de volți. Asta înseamnă că odată cu trecerea timpului și pe măsură ce tehnologia avansează, această mașină cu această tehnologie va rămâne în continuare relevantă. Puterea de încărcare e super importantă pentru o mașină electrică, mai ales când trece timpul și vin din urmă concurenți și alte mașini mai noi care încearcă să atingă același nivel de performanță. Ei bine, Taycan în timp reușește să își păstreze relevanța prin faptul că este cu mult înaintea vremurilor sale. Iar acum, pe final de clip, vă lăsăm o bucățică de încărcare la o stație de 300 de kW să vedeți cum mașina trage cu 294 de kW. În ultimii ani am observat că din ce în ce mai multe hoteluri au stații de încărcare, așa cum este hotelul la care am stat noi în Timișoara. Asta înseamnă că nu o să ai niciun fel de problemă atunci când mergi la drum lung și trebuie să încarci peste noapte, să-ți lași mașina la încărcat și așa mai departe. Ce ne facem însă cu o întrebare validă? Ce s-ar întâmpla dacă am băga toate mașinile electrice în același timp în priză? Ar cădea infrastructura electrică a României? Ar cădea infrastructura electrică a Europei? Dar mai e o întrebare. E nevoie să băgăm toate mașinile electrice în același timp în priză? Vă răspunde Adi imediat. Exact. Nu trebuie să încărcăm toți în același timp. De exemplu, eu acum conduc, deci evident nu încarc și am autonomie peste 400 de kilometri. Deci nu am nevoie să alimentez prea curând. Exact ca și la mașina pe combustie, nu toată lumea alimentează în același timp. Iar dacă ne uităm la raportul dintre mașinile electrice din piață și numărul de stații, o să vedem că situația stă foarte bine. De fapt, chiar stă mai bine decât la benzină, unde, dacă o să căutați statistici pe internet, o să vedeți că în România avem 37 de benzinării la 100.000 de mașini. La electrice, raportul este mai favorabil. Plus că știu că foarte mulți spun că sunt foarte multe aplicații de care ai nevoie ca să încarci. Ei bine, din ce în ce mai multe stații au POS, așa că încarci pur și simplu plătind cu cardul. Ok, cam astea au fost 8 dintre explicațiile, nu știu dacă au fost neapărat mituri, dar 8 dintre explicațiile pe care le poți da foarte simplu conducând o mașină electrică pe un drum precum București-Timișoara. Da, vrând nevrând te lovești și de aceste mituri și le și demontezi pe măsură ce faci kilometri și încarci și vezi cum e infrastructura, vezi cum sunt mașinile. Dacă mai sunt și alte mituri sau povești pe care le-ați auzit despre electrice și pe care poate le-ați vrea demontate sau explicate, puteți să ne scrieți și mai facem.